Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Nu știu câtă râvnă sau prin cât chin și suferință a trecut invitata mea de astăzi, dar știu că așa cum a muncit, așa i-a ieșit. Ambiția ei a dat roade și Europa a primit-o cu brațele deschise. Nu avem noi putere pentru câte aplauze merită efortul, strădania și talentul ei, soprana Irina Baianț. Bun venit! Bună, Florentina, mulțumesc tare mult de invitație. Doamne, ce prezentare frumoasă! Atât de tânără și cu atâta faimă. Acum, serios, pe undeva te precede, nu? Faima asta, celebritatea. Da, când spui atât de tânără, mi se pare un paradox pentru că... Așa? Nu că nu m-aș simți, Doamne ferește, cum mă simt ca la 14 ani. De multe ori și mă și comport așa, deși mai multe ori, dar în lumea noastră, la 29 de ani, nu prea mai ești chiar atât de tânără. Ești în punctul în care ar trebui cel mai bine să spui cuvântul. Iată cum se și întâmplă, nu? Am bucuria de a trăi. Minunat, o sopreană cu un corp de model. Ei, nu? Ești drăguță. Vreau să te întreb, Irina, acum dacă e voie sau poate nu se cade ca o soprană să-și facă un tatuaj, ce zici? Nu cred că are importanță. Nu are importanță? Nu. În sensul în care e adevărat că rigorile lumii în care activezi, cumva. Exact, sunt o anumită factură, dar sunt foarte multe soprane care au... trăim într-o lume totuși destul de deschisă. Și modernă. Adaptată vremurilor noastre, absolut. Și rigoarea, cred că trebuie să stea în felul în care îți exerciți profesia, nu neapărat. Bine, ce dar faci nu cred eu că o să vedem o soprană cu piercing în nas. E, bine, asta nu. Și cu siguranță nu pe scenă. Nu pe scenă, exact. Sau, dacă ne uităm către producțiile din Germania în general, așa. Putem să găsim așa ceva. Pentru putem, că, nu? Da. Producțiile, mai ales în zona, Germaniei, sunt și nu numai, și în zona nordică, Scandinavia, toate țările nordice, așa. Norvegia, Suedia. Producțiile sunt din ce în ce mai ciudățele și se dorește o modernizare un pic exagerată din punctul meu de vedere pentru opera. Adică mi se pare ok, mi se pare cool să vezi o regie adaptată vremurilor noastre, să spunem, atemporală. Da. Din punct de vedere al mișcării scenice. Și, exact. Poți să aduci o Traviata sau o Boema sau un spectacol într-o zonă modernă, dar să te faci un elixirul dragostei pe plajă într-o zonă din asta de... S-a întâmplat așa ceva? Da. De petreceri, de party-uri din astea nebune, animalice cu... Sălbatice. Exact. Mi se pare Peribil. Puțin cam prea mult pentru că e discrepanța între dar muzică tu, și... Dar tu, Irina, ești o soprană cu minte? Sau nonconformistă, de altfel, cum spuneam, o soprană cu un corp de model, tu lucrezi de permanență cu vocea, dar și cu corpul tău. Da, am văzut filmulețe în care tragi de fiare, nu? Îmi place, trebuie să-mi elimin cumva de energia statică și toată tensiunea care se adună, exact. Îmi place să arăt bine, îmi place să mă simt bine și consider că am spus-o de mai multe ori despre mine că sunt o femeie clasică într-o lume modernă și clasică, când spun asta, mă refer la structura interioară, pentru că am fost crescută într-o familie cu niște rigori și cu niște principii foarte bine împământenite și atunci mi s-au transmis înțeleg. Asemenea. Dar, Irina, nici măcar să-ți arăți picioarele la Ei, televizor. Nu. Eu care credeam că o să-ți arăți picioarele, știi? Acum ceva vreme, când am făcut interviu cu Angela Gheorghiu, i-am spus, Angela, nu-ți vedem picioarele niciodată pe scenă. Aveți tot timpul rochile alea lungi, foarte înfoiate. Măcar la interviu să-ți vedem picioarele. Așa și cu tine, data viitoare să ne arăți și picioarele. Data viitoare, cu siguranță. Să știi că mai am multe ocazii, multe momente în care așa, ies știu. La petreceri sau, uite, chiar am fost de curând la o emisiune în care m-am avut o rochie scurtă, dar nu mi se pare că a fi așa. Sexy, a fi feminină, a exprima, nu mi se pare că implică goliciune neapărat. Din contră, cred că definiția cuvântului sex este ceea ce lasă imaginația să caute. Acela. Exact. Pentru că apoi îți pierzi niște lucruri. Și... Da, este un atu, Irina, nu? Frumusețea. Sex-appeal-ul ăsta. Sau sex-appeal-ul. Da. Este un atu, nu? Da și nu. Da și nu? Da și nu. Hai să-ți povestesc o situație foarte ciudată prin care am trecut. Am fost la o audiție. Am fost invitată să particip la o audiție. N-are importanță teatru. Și am fost extrem de fericitată pentru prestație, pentru tot ce s-a întâmplat, dar mi s-a spus că nu am fizionomia personajului principal. Și am rămas... Zic, bun, asta ce înseamnă? Exact. Că trebuie să fiu grasă? Adică... și mi s-a spus nu, dar...
pentru, din punctul nostru de vedere, sopran, adică personajul principal din această operă, ar trebui să fie tipicul femeii vampe. Tipicul vampei, ceea ce tu nu te putem vedea. Chit că spunem o perucă, îți dăm un ruj roșu, privirea ta, felul tău, nu știu, nu poți fi așa. Ești foarte frumoasă și cu siguranță vom păstra legătura pentru viitoare colaborări. Da. A fost o chestie care m-a șocat. Da, m-am supărat, evident, m-am supărat. A fost ciudată situația, că nu mi s-a întâmplat să mă întâlnesc. Și cu ea până acum. Și stând de vorbă ulterior la o altă producție, așa. Cu regizorul care la producția respectivă mă refuzase, da. Adică îmi spusese că nu mă integrez, nu mă potrivesc, mi-a spus, m-am întâlnit, asta spuneam ulterior, cu el la opera din Seul, unde am avut un debut și mă potriveam, se pare, de data aceasta pe alt rol. Anul acesta. Anul acesta, în Coreea. Și mi-a spus, rigorile sunt atât de mari, producțiile sunt atât de multe, diversitatea este atât de mare în Europa, încât am ajuns să facem trierea oamenilor, nu doar după calitățile vocale, ci și după cele fizice. Corect. Adică am ajuns exact ca în film. Ca în film, da. Dacă te potrivești sau nu personajului, tiparului de personaj, pe care regizorul vrea sau pe care producția în general o vrea. În direcția în care merge. De aceea spuneam că frumusețea poate să fie o armă cu două tăișuri. Da. E adevărat, dar n-aș putea să cred că n-ai putea să intri într-un rol de vampă, chiar din potrivă. Da, în fine, fiecare regizor cu ideea lui. Percepția. Dar hai să ne întoarcem. Dar rigorile sunt foarte stricte, asta sunt, sunt. Spun. Și chiar uite, sunt. Apropo de asta de rigor și de stereotipuri și de tipare, mie îmi place Lola asta nova. Da, ai văzut, fuste extrem de scurte, picioarele până în gât. Da, și extrem de asumante. E un brand, așa a ieșit pe piață. Absolut. Și... Este... Și a fost bine și a spart piața. Absolut, absolut. Nu? Pentru că nu a vrut să fie definită de, știu eu, acel clasic. Da, e adevărat. Și mi se pare foarte interesant. Și le-o dă și peste gură celor care cârcotesc. Da, 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 exact. Te-ai întâlnit vreodată cu ea? Nu m-am întâlnit cu ea, dar... Știu că ai fost de câteva ori la Moscova, ai fost în Rusia. Și o să mai mergi pe 25 decembrie anul ăsta? Pe 29, mai exact. Pe 29, aproape de Revelion, mergi la Kremlin? Da, 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 la Palatul Kremlin, unde se va ține un concert care s-a amânat din octombrie în decembrie, mă rog, din diverse motive care nu mă privesc. Deci să înțeleg că mergând la Kremlin va fi și Vladimir Putin. Teoretic, ultima dată a fost. A fost? Da, a fost. Așa. Pentru că ultimul concert la care am participat la Palatul Kremlin a fost chiar în cinstea zilei lui de naștere. Am înțeles. Deci, practic, i-ai cântat cumva de ziua lui putea spune, de da. Naștere. Da, exact. I-ai cântat ceva deosebit? Adică ți s-a sugerat să-i cânți ceva ce-i place? Programul a fost ales dinainte. El este un foarte mare iubitor de cultură franceză. Tot ce înseamnă cultura franceză. Așa. De altfel și un vorbitor de limbă franceză foarte fin. Uh-huh. Și programul a fost în principiu bazat pe piesele, lucrările maestrului Vladimir Cosma. Mentorul tău? Unul dintre mentorii mei, da. Ce frumos! Da. Și am cântat în tocmai ceea ce... Și-a dorit cumva și-a dorit, și era exact, exact pe gustul lui. Da. Dar tu spunând asta, că este un fin vorbitor de limbă franceză, să înțeleg că ai avut ocazia să-l auzi, să-l am spui, avut ocazia să-l discuți puțin cu el. Nu? Am foarte puțin, extrem de puțin, dar am avut ocazia să-l aud vorbind. Noi aveam în delegația cu care am fost în Rusia, am avut... traducător francez-rus, pentru că majoritatea vorbeau limba franceză, sunt, mă descurc și eu destul de bine în limba franceză și am mers pe această variantă, nu engleză, nu. Și după spectacol, într-un moment de, să spunem, mică intimitate, de felicitare, de cocktail de după spectacol, le-am auzit vorbind direct în limba franceză și mi s-a părut... Ai avut frumos. Emoții, nu? Emoții, adică... Emoțiile sunt de fiecare dată. Și, dar tot timpul spun că nu realizez exact ce se întâmplă. Nu știu cum să spun. E o chestie, un soi de... Aș putea numi o transă în care intri în momentul în care ieși pe scenă și... Dar nu cred că doar pe scenă se aplică chestia asta. Cred că se aplică în orice faci. Cred că și tu în momentul în care moderezi o emisiune și ai în față invitați, intri într-o stare de bucurie și de...
și informațiile curg, e un flow, e o vibrație la care te aliniezi cu oamenii din jur. Așa și abia poate după aceea realizezi dacă s-au întâmplat sau dacă ai apucat să pui întrebări sau dacă și prin ce am trecut. Și prin ce ai trecut, exact. Da. Pentru că sunt sigură că în viața ta, ca și a multor altor telespectatori, au fost momente în care te-ai trezit că trebuie să faci față unei situații pe care n-ai gândit-o și nu ai nu te-ai fi așteptat niciodată la ea. Și pur și simplu o faci. Și după aceea realizezi și pericolul, și stresul, și dificultatea prin care adrenalina, ai trecut. Adrenalina, care te-a obișnuit în momentul ăsta. Ai avut, n-ai avut voie să faceți poze? Adică bănuiesc că protocolul e mai riguros, da, mai restrictiv. Este un protocol extrem de riguros. De la îmbrăcăminte până la felul în care îți faci părul, tocul, înălțimea tocului, lungimea tocului, cât să fie? Adică, nu mai mult de 5 cm, tot pătrat. Ca să nu fii prea înalt față de președinte? Nu neapărat. Am stat și m-am gândit, bun, acum șansele să chiar să fii față în față, adică lângă el să poți compara înălțimea. Să nu se uite așa. Dar probabil că sunt niște rigori de securitate. Prin, nu știu, acum nu aș putea să spun neapărat că se aplică ce am văzut noi prin filme, că se țin arme în tocuri sau mai știu eu ce. Da. Dar oricum, sunt niște orice rigori. E posibil, nu? Orice e posibil, absolut. Vreau să spun că, de exemplu, eu n-am avut voie în momentul în care am intrat în instituție. Nu am putut să trec cu acele de păr, cu agrafele de păr. Nu mi s-a dat voie. Mi-au fost luate, scoase, puse deoparte la intrare, n-ai voie, printr-o ușă de securitate calea. Da, și n-am avut ce să fac. Și zic, da, bine, asta sunt în păr, adică plastic de altfel. Chiar mi l-am ales din plastic, nu din metal. Așa? Nu exista. Nu fixativ, nu ace de păr, nu... Ce mai aveam? Nu fixativ? Nu fixativ. Adică... Nici măcar părul să nu-ți fie dat cu fixativ. Te dai cu fixativ aici la intrare, dacă vrei și intri. Teribil, cred. Bun, astea au fost rigorile la momentul respectiv, fiind într-adevăr o delegație în care era și președintele Rusiei. Dar... Vezi, Irina, cum a meritat străduința ta, efortul tău, chinul tău, câteodată dezamăgirea dusă la extrem. Vreau să știu, cât de sigură ești acum față de perioada în care... Cineva ți-a plantat o nesiguranță extremă pentru că tehnica pe care tu aveai la pian nu era bună, nu era ce trebuie. Adică sunt oameni în viața noastră providențiali, în sensul normal, pozitiv, da? Da. Dar sunt și în partea cealaltă. Corect. Negativ, extrem, malefic. Cum a putut cineva să te destabilizeze, o profesoară, atât de mult încât să te aducă în extrema de a urâ pianul? S-a întâmplat, nu știu, vreau să cred că nimic din ceea ce ni se întâmplă și ni se pare nou extraordinar de rău la momentul respectiv nu este așa ca repercusiune în timp. Pentru că dacă lucrurile respective nu s-ar fi întâmplat și consumul meu nu era atât de mare și ambiționarea nu era atât de mare în direcționarea mea către o zonă în care nu mai fusesem niciodată până atunci, respectiv cântatul. Da, ți era complet necunoscut? Complet necunoscut. Adică nu aveam, ba din contra, aș putea să spun că aveam o ușoară antipatie față de cântăreții de operă. Serios? Antipatie față de canto? Da, exact. Extraordinar. Chiar o ușoară antipatie. Pentru ai urât-o pe profesoara aia? N-am urât pe nimeni niciodată. Nu. Chiar n-am urât pe nimeni niciodată. Pentru că mi se pare un sentiment care scoate cei mai rău din tine. Am fost supărată, foarte supărată, foarte supărată pe mine, foarte supărată pe, nu știu, soartă, pe, chiar și pe Dumnezeu m-am supărat. Pentru că eu am o relație destul de apropiată așa cu divinitatea, mi-mi place să spun. Și m-am supărat pentru că am muncit toată viața și am crescut și mi-am dedicat tot efortul către ceva ce într-adevăr mă destabilizase complet la momentul respectiv. Speram să am o carieră în punctul acela pianistică de succes și lucrurile nu au mers deloc în direcția respectivă. Am dat de un om care m-a ambiționat și care m-a învățat foarte multe și căruia îi sunt total recunoscătoare pentru ceea ce a făcut din mine, din punct de vedere al rigorii meseriei, pentru că a venit exact într-un punct în care mi era foarte ușor să patinez, pentru că deja aveam o tehnică, deja eram bună la pian, n-aveam cât de cât și un nume, îmi era și ușor să învăț. Începusem să mă duc către un repertoriu confortabil, adică să nu ies dintr-o zonă de confort și să nu vreau neapărat să profundez problemele și lagunele, lucru care este greșit, dar este foarte la îndemână, să eviți. Da. Iar alegerea mea
să merg pe mâna acestei profesoare a fost împotriva voinței celorlalți profesori pe care am avut înainte sau a părinților. A fost strict decizia mea pentru că mi-am dorit să mă duc unde e mai rău și mai greu ca să învăț cât mai mult. Și iată că chiar dacă m-a îndepărtat cumva de ceea ce am crezut inițial că este drumul meu, m-a dus mai aproape de ceea ce destinul a vrut. Vezi că sufletul tău simțea, intuia că nu da. E ăsta drumul. Chiar dacă te-a făcut să suferi da. Foarte mult, cumva da. Ai ajuns pe cărarea ta. Am ajuns pentru că momentul rupturii s-a produs atunci când cumva mi-a fost rănit și orgoliul. Da. Care recunosc că nu se alimenta decât în momentele în care atât de multă muncă și atât de multe renunțări și atât de multe compromisuri și sacrificii pe care nu le resimțeam puternic pe moment, ci ulterior în relațiile sociale pe care... Da. Pentru că nu aveam prieteni, nu aveam... Nu știu, n-aș putea să îți povestesc, de exemplu, din copilăria mea o chestie, nu știu, o trăznaie sau ceva, o vacanță incredibilă sau... N-am amintiri de genul ăsta. O aventură, ceva. O aventură, dar nu am amintiri de genul ăsta. Am studiu, disciplină, studiu, nu? Studiu, disciplină, exact. Și tot timpul scopuri, țeluri pe care voiam să le îndeplinesc, pentru că asta implică performanța, indiferent de domeniu. Da. Și cumva singurele momente în care mi-alimentam orgoliu și lăsam artistul din mine să se manifeste era pe scenă. Iar această profesoară, la momentul respectiv, din dorința de a mă ambiționa, sunt convinsă, mi-a interzis să mai apar pe scenă. Pur și simplu. Da, mi-a spus că... Iar tu trebuia să o asculți cumva, nu? Bineînțeles, adică... pentru că era profesoara mea și pe... pentru că nu am ascultat-o, că am făcut-o și pe asta. Așa. Am început să iau note foarte mici la pian, eu fiind un elev... Eminent. Eminent, mă rog, da. Da. Sunt cuvinte mari, dar foarte bun și cu potențial foarte mare. Și în momentul în care știam că mă duc la un concurs și iau loc întâi la, sau doi, sau, adică în orice caz, un loc pe podiu, și apoi cu același repertoriu mă duc la un examen de pian și iau nota 8, care era cea mai mică notă din clasă, din grupa mea, eu fiind cea mai bună din grupă și scăzându-mi cu totul media și nemai putând participa apoi la olimpiade, adică trăgând după, de la sine o grămadă de lucruri, am ajuns în punctul în care am zis, nu, dacă chiar în halul ăsta de, nu știu, nu merit sau mă las de pian, am terminat, dau la medicină, nu mai vreau să mai aud de muzică, dar nu mai vreau să mai aud și când am zis că nu mai vreau lucru care se întâmplă greu, să renunț cu adevărat la ceva, dar când renunț, renunț definitiv, nu mă mai întorc. Drept dovadă, am reluat studiul pianului, acum studiul pianului, citirea la prima vedere, în fine, și cochetarea cu partituri pe care le-am cântat în copilărie, acum câteva zile, după acum aproape... Aproape 10 ani. Oh, Doamne, după aproape 10 ani. După aproape 10 ani în care nu am, nu am putut, da. Hai să ajungem în momentul în care tu ai debutat. Liliacul. Zic Doamne, bine. Doamne, moment perfect, da. Nu știu dacă este fix din momentul acela, dar o să ne uităm, o să ne uităm câteva minute. O să revenim pentru că în sufletul tău debutul ăsta e adevărat, e legat de faptul că au fost părinți în sală. Da. Dar de atunci încolo, cineva a lipsit. Da, este adevărat. Și o să vreau să mai punctăm faptul că atât de mare era ambiția ta și dorința și stăruința ta, încât neavând pian, tu practic cântai pe acele cartoane, nu? Da, pe da, care tata îți desenase clapele. Da, așa este. Mi se pare incredibil. Deci în copilărie... Dar este o metodă pe care o recomand tuturor copiilor, jur. Este ceva ce n-am crezut că ea poate fi atât de benefic. Nu, ni se pare imposibil. Din contră, e wow. E un lucru care ajută foarte, foarte mult. Din lucruri din astea mici și neputințe, de fapt, îți găsești cel mai mare chei către succes. Cea mai mare forță, da. Da. Ne uităm la secvență și ne întoarcem. Rămâneți! Drag. Minunat! Minunat, Irina! O splendoare de soprană, așa cum spuneam. Și frumoasă și talentată. Și ai văzut, n-a rezistat maestru, da. A coborât. A fost foarte amuzant momentul. A făcut o piruietă acolo. Te așteptai la asta? Nu mă așteptam deloc, chiar n-a fost nimic regizat și am rămas uimită pentru că la repetiții, bun, a fost un concert cu multe peripeții și la repetiții era foarte serios și chiar mă gândeam, zic, vai, dar maestrul Plunăr e un om efervescent și cu un zâmbet molipsitor și o bună dispoziție puternică pe scenă. Așa.
Și când l-am văzut la repetiții cât de serios era, am zis, zic, ah, ce o să se întâmple, cum o să fie, dar iată că nu s-a dezis de la... Da, așa. Vorbeam de debutul tău, s-a întâmplat fix, nu, uite, au trecut 9 ani fix. Da. În octombrie 2010 s-a întâmplat chiar cu Liliacul. Mm-hmm. Nu a fost neapărat o secvență fix de la debutul tău, dar părinții au fost acolo. Da, au fost în sală. Au fost și a fost o mare bucurie pentru mine să-i am aproape. Și să le arăt că toți anii în care au muncit pentru mine ca să-mi ofere tot ce am nevoie nu au fost în zadar, dat fiind că totul s-a schimbat atât de repede și au fost momente în care n-a trebuit să fac față doar presiunii personale și a profesorilor și a situației în care am fost, ci și a părinților, în ideea în care tata nu mai vorbea cu mine, mama plângea zilnic. Ce am putut să fac cu viața mea, de ce am aruncat atâția la... Pentru că nimeni nu s-ar fi putut aștepta vreodată ca dintr-o persoană care nu prea a scos niciun sunet... Incredibil! Așa, vocal, să pot totuși să... Să ajungi o soprană cu renume. Da. Ce ți-a spus mama, Irina? Pe drumul ăsta pe care tu l-ai ales, cum te-a încurajat? Iată, spuneai că plângea zilnic. Da, a avut o perioadă în care a fost s-a temut că m-am debusolat și că fac lucrurile doar de dragul de a le face și nu vedea un viitor. Mama a fost tot timpul genul de persoană care m-a făcut să văd în viitor, să trăiesc atenție prezentul, dar să mă uit în viitor, în perspectivă, să înțeleg că acțiunile mele de acum sunt, dacă vrei, existența mea din viitor. Și felul în care mi aștern lucrurile, în principiu, cam așa se vor întâmpla, sau cel puțin în direcția aceea. Și nu vedea nicio perspectivă în zona asta, în zona cântului clasic, adică... Deci imaginam probabil că o să devin coristă, că o să intru... Așa, până la urmă a fost convinsă la debut sau când nu mai simțit-o tu? Că e pe cale de a fi convinsă. Am simțit-o... Convinsă a fost în momentul în care am reușit să câștig locul întâi la Olimpiada pe țară și am intrat la conservator fără admitere în condiții în care eu nu mai aveam să mai dau la conservator. Și am făcut-o doar din pură ambiție. A fost dorința mea de a arăta că dacă vrei ceva, într-adevăr poți. Chiar dacă este... Bun, nu pot să spun că într-o zonă complet diferită, că aș fi ipocrită, pentru că tot muzică era și tot. Dar într-o zonă în care, într-adevăr, nu am mai neatins. Deci mama a rămas șocată. Da. Bănuiesc. Și tata la fel. Avem niște fotografii cu tata. Da. N-am văzut fotografii cu mama. După ce am pierdut-o pe mama... Nu am simțit nevoia să pun undeva pe vreo platformă media de socializare vreo poză. Am o poză undeva pe Facebook. Nu am mai putut să mai fac chestia asta pentru că e o amintire pe care aș vrea să o... Nu zic că nu-mi doresc să fie mama amintită sau... Dar e o chestie atât de intimă și atât de... de personală încât nu o pot dilua în mediul online. Am poze, o am lângă mine, o port în suflet mereu, dar nu am putut, pur și simplu nu am putut. Iar la momentele în care o aveam pe mama alături fizic, nu postam, nu stăteam pe Facebook. Nu. Erau cumva alte vremuri. Acum lucrurile s-au mai schimbat în sensul în care merg în direcția expunerii tot mai mare ca oamenii să înțeleagă și să vadă ce faci. Au fost invitați aici care mi-au spus și mi-au mărturisit că le este foarte teamă de a-și arăta vulnerabilitatea asta. Tu trebuie să o arăți. Ești cumva nevoită pe scenă datorită personajelor pe care tu le interpretezi. Este o cotă paroxistică câteodată în anumite momente. Înțeleg faptul că vrei să ții lucrul ăsta doar pentru sufletul tău, dar eu mai cred ceva, că de fiecare dată când vorbim despre cei dragi care nu mai sunt, e ca și cum le-am face o pomenire. Absolut. Iar numele lor trebuie să continue să existe și amintirea lor, indiferent că îmi spui doar mie sau că le spunem tuturor. Corect, așa este. Și mi se pare minunat că de multe ori se întâmplă să punctăm ființe dragi aici, în emisiune, să vorbim despre ele, care nu mai sunt. Ei sunt oricum. Nu mai sunt doar fizic între noi. Dar uite, apropo de faptul că ai cântat în germană,
dintr-o dată, trecând de la pian la canto, a trebuit să citești mai mult, a trebuit să descoperi poveștile astea tumultoase și dramatice, nu? Poate să plângi pe romanele alea, nu? Învățând, citind. Asta a fost, de fapt, lucru care m-a făcut să-mi doresc atât de mult această meserie. Când am cunoscut-o pe prima mea profesoară de canto, căreia, de asemenea, îi sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce sunt astăzi, pentru că a pus niște cărămizi foarte solide în acest drum pe care l-am început, și este vorba despre soprana Liliana Dumitrache, o soprană extrem de cunoscută și în zona operei și în zona operetei. Cumva am luat această rețetă de la dumneaei și am aplicat-o și la mine. Bun, sau destinul a vrut să o aplice și la mine, pentru că o să-ți povestesc imediat și cum am ajuns să debutez. Și prima mea profesoară de canto mi-a arătat, dincolo de o mână de ajutor pe care a vrut să mi-o dea, în sensul în care am spus: doamnă, eu, pe mine nu mă interesează ce instrument fac sau ce se întâmplă cu mine în liceu ăsta, vreau doar să absolv. Da, adevărat că ai fost și la percuție. Apoi adică... doamne, am fost o lună, trei săptămâni, m-am mutat. Și văzut la tobe. Da, fai, plângeam și dădeam cu bețele în cineluri și vai, deci oribil a fost, doamne. Da, a fost amuzant. Și am vrut doar să absolv liceu, am vrut doar să termin, să închei acest capitol din viața mea numit muzică. Da. Și să merg mai departe pe un cu totul alt drum. Și m-am dus la canto, pentru că tu, ca pianist, nu poți să mergi către un alt instrument decât către... Pentru că este o tehnică mult prea diferită să te muți la un instrument de cor sau de suflător. Da. Nu ai cum. Ai nevoie de foarte mulți ani de studiu. Și atunci, ca pianist, te poți muta foarte... Adică ai foarte puține variante. Una dintre ele este percuția sau canto. Da. Noi, neavând în liceu, la momentul respectiv, nu știu, actorie sau... cum sunt în alte licee, cum este în alt liceu de specialitate din București. Și profesoara, doamna Dumitrache, a vrut să-mi întindă o mână și să mă ajute să termin liceul, să închei această poveste, explicându-i că nu-mi doresc să performez în canton, nu-mi place opera, nu vreau să mă duc în zona asta, să mă lase cu prea multe intenții. Ai spus asta cu cuvinte, spunându-i nu asta. Sunt și nu am să fiu niciodată o cântăreață de operă din categoria celor pe care dumneavoastră le aveți la clasă. Așa că vă rog frumos, am avut o vehemență din asta. S-a uitat așa la mine și zice: dar ce-ți dorești, Irina? Zic: vreau doar să termin, să închei povestea asta, să nu mai aud. Zice: e sigură? Bine, hai să uite, hai să facem așa. O să trebuiască să dai un examen de intrare în această nouă secțiune. Secție. Și hai să vedem ce voce ai. Și am început să... am fost condusă pe pian, acompaniată, să încerc să fac niște vocalize. Culmea este că dumneavoastră a văzut un potențial în mine și a spus că depinde doar de ambiția mea cât de departe pot să ajung. Dar ce vreau să spun este că mi-a arătat o lume care m-a fascinat într-un asemenea mod încât nu am mai putut renunța la ea. Pentru că în studiul cântului clasic nu faci doar vocalize toată ziua și mănânci o crudă, nu știu, sau cum mai spun mai în glumă sau nu unii și alții, ci înveți foarte mult. Faci foarte multe limbi străine, înveți multe limbi străine, ai multe cursuri de limbi străine la facultate, la conservator. Citești foarte multă literatură. Pentru că toate operele, toate, au la bază un roman, un libret, o poveste. Și ca să înțelegi un rol, trebuie să te duci la origini și să citești și să înveți și să te documentezi cât mai mult despre personaj. Asta pe partea de actorie, iar pe partea muzicală este ca un castel pe care, în care intri și descoperi cameră cu cameră toate frumusețile acestei munci, dacă o pot numi așa în condițiile în care o fac cu atâta drag, pentru a duce la bun sfârșit și a prezenta la finalul unei perioade destul de lungi de timp. Da. Un rol în fața unui public și mai ales a transmite. Și vorbeai despre vulnerabilitate. Vulnerabilitatea, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos sentiment și unicul sentiment, unica stare care te apropie de public sau apropie publicul de tine. Pentru că în momentul în care stai, te duci la teatru sau la orice spectacol și te uiți la o industrie practic întreagă care se desfășoară în fața ta și uite, nu trebuie să vorbim neapărat de operă, putem să vorbim de concertele cântăreților moderni, de mainstream. Uite, la Delia, la concertele ei, sau Andra, sau nu știu, cine vrei. Sau la concertele internaționale la care am fost. Și te uiți și zici: mamă, totul e atât de bine calculat și
Și de fapt, nici nu-ți mai dai seama că în fața ta ai un om, da, și respiră și trăiește și mănâncă și are drame și suferă exact ca și tine. Într-adevăr, viața l-a dus într-o altă zonă, mult mai expusă. Dar asta nu înseamnă că e lipsit de probleme, de emoții, de chiar și de griji, pentru că banii nu sunt totul și banii nu ți-au grijile și... Of, Irina, câtă dreptate ai! Și mă gândesc la tine, cum am spus eu la început, că Europa te-a primit cu brațele deschise, dar până acolo, cât de greu ai simțit că e să te angajezi aici, în România, da, undeva la o instituție care să-ți ofere posibilitatea să-ți arăți talentul și desăvârșirea. Da. Toată lumea m-a întrebat, dar unde cântă în România Irina Baianț? Și am zis, eu personal, pe 23 martie anul acesta am văzut-o în My Fair Lady și am rămas tablou. Mi-a plăcut enorm. Mi-a plăcut enorm Irina Baianț și am zis că îți trebuie la un moment dat să fac un interviu cu ea. Să ne regrupăm, dacă așa pot spune așa. De pe pentru spațiul acela exact, micuț? De pe spațiu mic, pe spațiu mare, pentru că toată lumea era obișnuită să... Tot ce se întâmpla într-un perimetru foarte intim și un intralți, așa cumva. Aș fi crezut că se pot face dansurile alea, că mișcările voastre sunt atât de precise. N-aș fi crezut că se pot. La un moment dat mi-era teamă că în zborul vostru, în dansurile alea, zic, aoleu, dacă cineva o să cadă de pe scenă. Sau așa. Da, da, sunt lucruri... Îți dorești să cânti mai mult în România? Îmi doresc. Să ai mai multe... Chiar îmi doresc și... Cred că am spus într-un interviu că anul acesta m-a apucat să cânt puțin mai mult în România. Da. Odată și datorită acestor spectacole care s-au cerut foarte mult și au fost în mod repetat puse în scenă și, cum ai spus mai înainte, mă bucur mult că ne-am mutat la Sala Palatului și să fac spectacolele acolo, pentru că, într-adevăr, este un spectacol de nivelul Sălii Palatului. Pot să-ți dau o listă și să-ți spun până în 2022 care sunt angajamentele mele internațional, mă rog, în afară țării, dar în România cred că am câteva concerte până la sfârșitul anului, dar le număr pe degetele de la o mână. Mereu studiez site-urile, la operetă, la operă, la sala radio. Vreau să văd, vreau să simt că mă pot duce undeva unde să simt ceva mai mult. Pentru că tot ceea ce mă interesează pe mine este emoția. Da. Da? Emoția, nu atât performanța, că cineva este impecabil. Corect. Și am nevoie de emoție, trăiesc din asta. Și nu te-am văzut, și nu te găsesc, și nu te regăsesc, dar știu că, de exemplu, ai fost la Paris, ai fost la Moscova, ai fost la Marsilia, ai fost în atâtea locuri în Europa asta, inclusiv știu că povesteai la un moment dat de Rex. De Grand Rex. Exact. Da, 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 a fost superb. Este cel mai mare cinematograf. Da, da, din sud-estul Europei. Nu știu dacă, poate chiar din Europa, dar nu vreau să îl... Să-l duc în zona respectivă, chiar atât de mare, dar a fost experiență inedită, pentru că din nou s-a făcut un spectacol într-un spațiu cumva neconvențional. Grand Rex este o sală extrem de iubită și cunoscută. La fel este și Palais du Congrès din Paris. La fel sunt toate sălile Zenit din toate țările francofone și nu numai, în care am ajuns să cânt, vorbim de săli de 10.000, 12.000, 14.000 de locuri, vorbim de arene, vorbim de stadioane, efectiv, în care am avut bucuria să cânt, să pășesc și alături de oameni, uite, de exemplu, în ianuarie, așa, la Grand Rex, o să cânt alături de Tarja Turunen, care este fosta solistă de la Nightwish, alături de care în anul întâi am cântat, făcând parte din cor, într-unul dintre concertele la Sala Palatului și acum am ocazia să împart scena cu ea, fiind colege cumva de concert. Adică, înțelegi ce ți se întâmplă? Mă, sincer, nu înțeleg. Ești conștientă, mă bucur, de... Da, dar în același timp mă întristez foarte mult, pentru că mi-aș dori să cânt mai mult în țara mea. Da. Am prieteni, încă am familie. Spun încă pentru că, mai mult sau mai puțin întâmplător, m-am născut într-o familie de oameni cu experiență, cu o vârstă frumoasă. Și pe foarte mulți dintre ei am pierdut. Îl mai am pe tatăl meu alături de mine și câțiva membri care sunt foarte importanți, dar nu am o familie numeroasă. Da. Și îmi doresc să cânt și să-i pot invita și prieteni foarte mulți. Și în sine ideea că sunt româncă, lucru de care nu m-am dezis și nu mă voi dezice și admir pe toți cei care nu o fac.
Dar tata, acum că tu pleci de permanență, când aici, când cine știe prin ce oraș din Europa, îți duce dorul, nu? Ei. Exact, de ce spui, nu? Cum este pentru el să stea singur fără fata lui? Și este, tu să fii plecată la mii de kilometri. Greu. Mă sună des să vorbim, am noroc de oameni care mă iubesc și iubesc și pe tata în aceeași măsură. Chiar am niște prietene foarte bune care trec pe la tata și stau cu el constant. Uite ce frumos. Și e foarte frumos pentru că mă sună, de exemplu, în timpul zilei și îmi spune: "Ei, ce faci? Cum ești? Bine, uite, te miri pe unde." Da. Eu am trecut pe la tati că, uite, am luat niște prăjituri de la nu știu ce patiserie și am zis să trec să mai stau de vorbă cu el. E bine, te pupăm, îți trimitem poze. Îl pupăm e greu. Pe tati, nu? Da, îl pupăm pe tati, într-adevăr. Că sigur o să se uită, sigur, nu? Să sigur, te vadă. Absolut. Nu. Da, Irina. Vorbeam la un moment dat, înainte de emisiune, de mediocritatea care există și în lumea ta. Din plin. Încotro, adică peste tot sunt oameni mediocri și trebuie cumva să le faci față, nu? Da. Ți se întâmplă poate să mai participi, iată, la un casting și să vezi că poate ar trebui să ai nevoie de o proptea, o pilă, o recomandare. Absolut. Există asta peste Există tot. Asta peste tot, în lume. Absolut. Nu e nimic nou sub soare. Nu, deloc. Cât de talentată, frumoasă, carismatică, adorabilă ai fi. Absolut. Sunt interese care primează înaintea celor strict necesare includeri într-un proiect. Sunt oameni răutăcioși. Am trăit și trăiesc, pentru că e un lucru care ni se întâmplă tuturor, să trăim frustrarea neputinței, care nu ține neapărat de noi, ci de conjunctură, situație. În lumea asta s-a mai creat un precedent, ca de altfel, bine, nu doar în lumea asta, dacă stau să putem extrapola. S-a creat acest precedent al persoanelor care sunt în situația de a face orice compromis pentru a obține ceva. Da. Obțin lucrul respectiv sezonier, o dată, de două ori, sau pentru un sezon, o perioadă de timp destul de scurtă. Dar o fac crezând că cei care sunt buni și talentați vor rămâne acolo. Dar asta nu se întâmplă. Drept dovadă, nici eu nu cânt în țara mea. Da. Dar eu cred că o să se întâmple și o să se schimbe lucrurile pentru Irina Baianț, pentru că ambiția ta, perseverența, felul în care te menegeriază managerul tău. Da, managerul meu drag. Cred că e de bine. Apropo de asta, uite, spune-mi, tata îți spune că ar trebui să te căsătorești? Îți dă cumva indicii, sugestii în acest sens? Nu neapărat. Tata, eu cu tata am avut o relație un pic mai atipică, în sensul în care dumnealui, fiind mai în vârstă, pentru mine a reprezentat o figură extrem de autoritară. Și și-a arătat iubirea, mai ales în copilărie, exact prin grija pe care mi-a purtat-o, nu neapărat prin gesturi sau printr-o manifestare euforică. Exact. De, tatăl meu are 89 de ani. Mulțumesc din suflet, asemenea, sper să fie cazul. Tata a plecat. Atunci să fie sănătos, să fie luminat și e acolo, dincolo și ne privește. Să-ți poarte de grijă, absolut. Și în cazul tatei, cumva crescându-mă după rigori, după niște rigori și văzând că sunt un rezultat pozitiv. Așa. A prins încredere în mine și niciodată nu am mers, n-am marșat, nu am avut astfel de discuții. Da, tu ce zici? Tu ce zici, Irina? Măi, orice femeie își dorește să se vadă mireasă. E mai complicat pentru o soprană, care are atât de multe lucruri de făcut. Viața personală... Dăruit, nu? E adevărat. Depinde foarte mult de omul pe care îl ai alături. Dacă se întâmplă ca viața să-ți aducă pe drum cu tine un om care să-ți înțeleagă meseria și să-ți fie alături și să te susțină... Așa cum e dorul, bănuiesc. Așa cum este dorul... reușești să îmbini viața personală cu viața profesională, pentru că nu cred că există un lucru de care cu adevărat să n-ai timp dacă ți-l dorești. Ești fericită, Irina? Sunt foarte fericită. Minunat! Fericirea este o stare care, în primul rând, depinde de noi. Da. Da. Și de faptul că oricât de multe nemulțumiri am avea sau pierdem din vedere
Noi pierdem foarte des din vedere niște lucruri esențiale. Cum că avem posibilități nemărginite de a ne transforma viața. Da. Și avem în noi stă puterea deciziei. De a schimba ceva la noi fizic, de a ne îmbunătăți o perspectivă, de a lucra cu noi înșine, de a fi mai bun, chiar și de a ne schimba domeniul, chiar de a ne schimba viața, chiar de a lua de la zero. Tu ești un exemplu. Sunt cumva un exemplu. Mi-e foarte greu să mă privesc ca fiind un exemplu sau ca fiind o persoană care a făcut lucruri mari, pentru că sunt atât de mică și stăm să ne gândim în lumea asta, suntem atât de mici și de neînsemnați, încât ceea ce facem nu facem decât pentru bucuria noastră și pentru că dacă e dat să fie și lucrurile se așează, așa e păcat să nu faci ceva pentru a apuca lucrul respectiv și a-l duce la o bună desăvârșire. Dar până la urmă, cred că contează ca fericirea să trăiască, să fie în noi, să fie starea pe care vrem să oglindim în oamenii din jur. Minunat ce spui și te mai întreb ceva, că tot e Doru aici și el. Ce-ți dorește Moș Crăciun? Că mai e un pic. Ei, Doamne, de Moș Crăciun. Da? Îmi doresc de Moș Crăciun. Așa? Să fac o petrecere foarte frumoasă și să inaugurez lucrul pe care n-am apucat să-l fac, micul business pe care mi l-am pornit. Așa. Despre care am zis la început că aș fi vrut să-ți povestesc. Bun, dar stai puțin, dacă vin la tine, ce-mi fac? Îmi fac părul? Nu, îți faci de toate. Deocamdată partea de păr nu am, va fi din Așa. Ianuarie, pentru că am așteptat să găsesc, să se întoarcă în țară o anumită persoană pe care am ochit-o și pe care mi-am dorit-o în echipa mea. Uh-huh. Mi-am deschis anul acesta un salon de frumusețe. Păi și ce vin să-mi fac? Piele? Poți să-ți faci tratamente de mezoterapie facială, mezoterapie corporală și alte tratamente, inclusiv măști de față, produse. Deci ești și antreprenoare. Mai nou, da, este o... Succes atunci să ai. Mulțumesc. Și uite, apropo de Moș Crăciun, ne dorim să te vedem mai des în țară, cântând. Că de locuit aici locuiești, aici e casa ta, aici e căminul tău, da? Și să te vedem mai des. Chiar am să vă invit. Spune-mi, My Fair Lady, în decembrie. Chiar am să vă invit, apropo de Crăciun, în a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, vă invit la Sala Palatului să vedeți o reprezentație a spectacolului My Fair Lady, care este într-adevăr de neratat. Da. Alături de persoane extrem de cunoscute din România, de care mă bucur și alături de care mă bucur și sper să veniți în număr cât mai mare, pentru că este un lucru care se întâmplă rar și cu totul deosebit la noi în țară. Și pe final, o piesă uluitoare, cântată minunat de Irina Baianț. Le-am făcut o surpriză telespectatorilor. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14. Toate cele bune!